starea noastră de bulversare în fața unor ilegalități crase pe care le fac cei de la PDL și acest domn prefect al județului Doș, care este, spunea că este garantul respectării legii în județul Doș. Am aici plângere penală împotriva domnului prefect Eugen Georgescu și a altor 41 de persoane până la această dată. În cursul zilei de astăzi, în birou alăturat se lucrează pentru plângeri penale împotriva a 380 de persoane și cu prefectul 10 care și întrece. În urma analizei noastre, 380 de persoane au fost numite, din punctul nostru de vedere, ilegal în funcția de președinte sau locțiitor al secțiilor de vot. Am solicitat organelor în drept să verifice acest lucru. Dintre aceste persoane se detașează una. Se detașează mai multe, dar una este cu totul și cu totul special. Este vorba de domnul Bușica Aurel, domiciliat în comuna Lipova, președinte la secția de votare numărul 461 Lipova, care este cercetat penal de parchetul de pe lângă judecătoria Craiova în dosarul cu numărul 1319 per P per 2008 pentru săvârșirea infracțiunii de fals și uz de fals în calitate de președinte al secției de vot în alegerile din 2008. Acest fapt era cunoscut de prefectul județului Doș, care, sigur că a nesocotit prevederile articolului 7, aliniatul 5, care prevede că persoanele din listă trebuie să aibă o reputație bună la nivelul comunei. Sigur că domnul respectiv are o bună notorietate în comuna, între ghilimele, și în comuna Lipova, fiind cunoscut ca un infractor cercetat penal. Dar căutând noi în listele pe care PDL-ul le-a propus pentru președinți și locțiitori ai secțiilor de vot, am constatat o fraudă și mai mare. Acoperită de onorabilul deputat care se ocupa, pedagogul domnul Vișan Gelu, dacă știți, un domn pedagog Gelu Vișan, care a transmis cabinetului prefectului documente intitulate Declarație pe proprie răspundere, pe care le am aici, pentru persoane din colegiu, toate aceste hârtii sunt declarații pe proprie răspundere din colegiul domnului deputat Gelu Vișan, dar și din altele, declarații total nelegale, pentru că au fost transmise de pe faxul domnului deputat Gelu Vișan. 0251, iată în antetul aceste declarații pe care ni le-au înaintat cei de la prefectură și de la PDL și de la Bej, poartă aici data la care au fost transmise și numărul de fax de la care au fost transmise. 0251 311685. Am luat de pe pagina de internet cu datele de identificare a domnului, a adresei a cabinetului parlamentar a domnului Vișan și constată că la adresa din Băilești, strada Victoriei numărul 135, are telefon per fax 0251 311685, adică exact faxul de pe care s-au transmis aceste declarații, da? Declarații care
Toate acestea sunt scrise de 3 persoane, în mod evident, nu sunt semnate, cum bine se, nu sunt datate, cum bine se vede, și sunt transmise pentru Comuna Radovan, Perișor, Catane, Negoi, tot ce înseamnă aria de acoperire a cabinetului parlamentar Gelu Vișan, de la același fax respectiv din Băilești. Legea prevede că persoana care dorește să devină președinte sau locțitor se deplasează la prefectură, în primul rând că își scrie singur și cu propria mânuță această declarație, o datează și o semnează, după care merge cu ea la prefectură, iar acolo semnează în lista persoanelor care au notorietate, nu știu ce, la prefectură. Am solicitat să vedem dacă semnătura acestor persoane, pentru că eu am ferma convingere că Gelu Vișan și împreună cu o colegă de-a dânsului care este nominalizată aici, au scris aceste declarații, le-au transmis prin fax onorabilului prefect Eugen Georgescu, pune dumneavoastră ghilimele de rigoare la onorabil, Eugen Georgescu ca un apărător al dreptății le-a transcris de pe faxul acesta, dar a uitat că în mod automat se transmite, se înregistrează numărul de apărător, le-a pus pe lista pentru autoritatea electorală, care apoi s-au întors la tribunal de unde au fost extrase toate aceste persoane în calitate de președinți și de vicepreședinți. Mie mi se pare o grosolonie atât de mare, încât oamenii ăștia, dacă lucrurile, dacă nu sunt făcături ceea ce ne-au dat dânsii de la Bej și de la prefectură, au uitat. Aceste hârtii sunt date de ei, la solicitarea noastră. Avem o adresă, ni le-au transmis, au uitat că faxul s-a înregistrat în mod automat aici.